UPL vă recomandă Xanadu. Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă spune Ovidiu Ghinea la prima ediție de Agricultura la Raport din această săptămână. Începem cu vești bune. Iată că o lege mult așteptată de către fermierii români și procesatori a fost promulgată astăzi de către președintele României, domnul Klaus Iohannis. Este vorba despre legea de transpunere a Directivei Europene 633 privind practicile comerciale neloiale, un act normativ care a fost adoptat de către Parlamentul României pe data de 14 martie anul curent. Ei bine, o să discutăm despre această lege și despre ce implicări are ea vis-a-vis de efectele pe care le produce în momentul de față, în viitorul imediat. Este vorba de faptul că de acum încolo să sperăm cei care merg către marile magazine vor fi mult mai apreciați, mai respectați și va exista un parteneriat între producători, procesatori și comerciant. Asta e un prim subiect. Ne propunem să discutăm despre cei care produc legume în România, despre cei care încă mai fac lucrul ăsta, pentru că am văzut cu toții ce se întâmplă. Anii sunt tot mai grei, tot mai dificili. Schimbările climatice au afectat producția, i-au pus pe fermieri în situații destul de grele, destul de complicate. Chiar în momentul ăsta, Mihai Chesnoiu, un fermier pe care îl știți și trebuia să ni se alăture de la ora asta, are probleme în ferma lui cu vijeliile care s-au abătut asupra localității grădinari și cred că e destul de neplăcută situația. Dumneavoastră cu siguranță că ați trăit astfel de momente și știți pe propria piele despre ce vorbesc. Da, să nu credeți că sunt singur în seara asta, am alături de mine mai mulți invitați, ne propunem să facem o dezbatere liberă, o dezbatere pe care telespectatorii AgroTV și cei care urmăresc Agricultura la Raport o apreciază de fiecare dată, cu atât mai mult cu cât vă puteți spune punctele de vedere, puteți interveni în timp real dacă sunați la 031 405 2800 sau ne trimiteți întrebări, mesaje pentru cei care sunt invitații mei pe pagina de Facebook a postului AgroTV. Haideți ca să nu mai lungesc foarte mult vremea, să mai pierdem timpul. Alături de mine doamna Anca Marcu, legumicultor, reprezentant al cooperativei agricole Lunca Someșului Mic. Bună seara! Bună seara, bine v-am regăsit de la Cluj. Mă bucur tare mult să fiu alături de voi în seara asta și subiectul mă intrigă foarte tare. Avem nevoie să avem vești bune pe tema asta neapărat. Doamne ajută, asta sperăm și noi să primim vești bune. Ce vreau să le mai spun celor de acasă, că va participa la dezbaterea noastră și George Scarlat, președintele Comisiei de Agricultură din Senat, prin telefon. Domnia sa ni se va alătura în câteva minute și vom putea cu toții să vedem ce implică această lege pentru producători, pentru procesatori, pentru că e mult așteptată și cred că cei care au contribuit la apariția ei au făcut ce le-a stat în putință încât cei care muncesc și produc în țara asta să se bucure și de rezultate. Claudiu Breazu e și el alături de noi, legumicultor din Glodeanu Sărat, județul Buzău. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor, și eu mă bucur că m-ați invitat în această seară și aștept dezbaterea cu mare nerăbdare. Cu drag așteptăm și noi dezbaterea. Și domnul Gheorghe Vlad, președinte OIPA Legume Fructe, îl salutăm de asemenea și pe domnul Vlad și sperăm că vine cu vești bune, pentru că a participat la două târguri internaționale desfășurate la Varșovia, respectiv Berlin. Bună seara, domnul Vlad! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor! Mulțumesc pentru prezență! Îi rog pe cei din regie să-l sune pe domnul Scarlat, să-l avem alături de noi, pentru că
am așteptat seara asta cu mult interes pentru a putea dialoga și cu domnia sa și totodată să vedem cum stau lucrurile din punct de vedere legislativ, dar și cum funcționează ele din perspectiva celui care lucrează efectiv al producătorului. Până să îl contacteze ai mei colegi pe domnul Scarlat, o să rog pe doamna Marcu să ne spună așa în câteva cuvinte cum îi se pare legea asta și apoi o să facem și un tur al celorlalți invitați să poată fiecare să-și exprime opinia. Vă rog, doamna Marcu, încep cu dumneavoastră. Da, mulțumesc. Ce să zic, avem atâtea forme și atâtea modificări a ceea ce s-a întâmplat cu această transpunere a directivei, încât în acest moment, chiar dacă par să fie niște vești bune, eu le privesc cu un pic de scepticism. Înțeleg de la colegi pe care i-am sunat din Breaslă că nu e cea mai rea formă a legii care ar putut fi adoptată, dar nici nu e cea mai bună și de aceea aștept cu nerăbdare să vedem ce ne spune domnul Scarlat. Ne ține minte, de fapt, cât de mult ne-am străduit noi și cât de mult am spus faptul că trebuie să fim foarte atenți inclusiv la formulări în ceea ce privește această lege, pentru că noi nu suntem pe același raport în ceea ce privește puterea față de supermarketuri și că trebuie să fim atenți la toate detaliile. Sper că s-a ținut cont de ele, adică o formulare simplă, gen dacă nu prevede contractul, ar putea duce la obligarea noastră cumva să prevadă contractul ceea ce trebuie pentru avantajul retailerului. Așa că, ce să zic, foarte lungă așteptarea s-a făcut. Încă de anul trecut am comunicat mult cu domnul Oros pe tema asta. Din păcate, rezultatul n-a fost cel mai bun. Am așteptat măsuri concrete, am așteptat măsuri clare. Gândiți-vă că, de exemplu, la cooperativă, de 2 ani de zile plătim risturnă. Asta cred că e măsura care ne doare cel mai tare și asta e prima care trebuie eliminată. Apoi și termenul de plată. Trebuie să vedem exact ce prevede noua lege, ori fi 14 zile, ori fi 30 de zile, dar contează și de când, dacă este de la data livrării sau de la data prevăzută în contract. Și dacă ajunge la data prevăzută în contract, din nou ajungem la aceeași situație. Contractul, în mod normal, deși este un act între două părți, în cazul nostru, cred că nu greșesc când spun că este mai degrabă unilateral. Adică ți se prezintă un contract în față și dacă vrei să livrezi, trebuie să îl semnezi. Da, practic puterea de negociere e limitată din punct de vedere al producătorului, din punctul de vedere al producătorului, după poziții de forță s-a negociat până în momentul de față, dar acum rămâne de văzut dacă într-adevăr legea asta aduce niște modificări, niște transformări și în folosul fermierului și al procesatorului. Domnul Vlad. În primul rând, legislația care era în vigoare nu trebuia modificat mare lucru, pentru că știm foarte bine discuția cu 3-2-1, 51% produs românesc la raft. Această directivă europeană, ea nu venea decât să vină ca și completare, pentru că 3-2-1, neavând norme metodologice de aplicare, se subordonează acestei directive. Dacă aveam norme de aplicare, eram în contextul legii 3-2-1. Astăzi, legea 3-2-1 este cumva suspendată. Iar ceea ce spunea colega mai devreme este corect. Punctele de vedere care au fost transmise și ultima finalitate a dezbaterii legii în a directivei europene, să-i spun așa cum e criteriată, nu am fost prezenți și nici invitați. Ceea ce lasă de dorit acest aspect. Au fost prezenți decât Asociația Marilor Rețele ale retailerilor, iar organizațiile de producători au fost absente. Dar lăsând acest aspect, consider că să mai pot adăuga anumite îmbunătățiri vis-a-vis de poziția producătorului, pentru că știm foarte bine contextul actual a ceea ce urmează ca și discuții ale unei crize alimentare, ele pot fi modificate pe un ritm mai alergic în regim de urgență. Și aici
o să rog și colegii care aud și ascultă în această seară să facem un demers comun pentru a adăuga decât câteva componente care ele vor face referire strict la risturnul ca să fie eliminat, adică zero. Nu concep și acum, astăzi, când discutăm, Germania, Polonia, țările europene știu foarte bine condițiile neloiale de care au fost dezbătute și de ce s-a ajuns la această directivă europeană. Dar, în continuare, România are legislație în vigoare, numai că nu se dă ascultare și nici dialogul concret în dezbaterea legislativă a legilor care sunt în favoarea agricultorului în România. În principiu, aplicarea acestei directive europene, după ce ea a fost finalizată și promulgată și transmisă, cred că în asentimentul tuturor producătorilor va trebui modificat acel context cu eliminarea risturnului. De acord, domnul Breazu. Mai completez și eu pe colega mea și pe colegul Risturnu, oricum va trebui să fie eliminat, că alea sunt practic neloiale. Problema mai este că avem termen de plată 14 zile sau 30. Nu există 14 și 30 de zile când el ia marfa și o vinde, nici o săptămână nu durează. Fiindcă până la urmă noi nu suntem nici ONG-uri, am mai spus, și nu suntem nici... Noi muncim cinstit, așteptăm 6 luni de zile ca să luăm banii pe un produs, iar când îl scoatem mai trebuie să stăm 30 de zile sau 60 de zile sau 90 de zile, că ba îți trimite factura înapoi, ba că nu este nu știu ce înregistrată, ba că face cu o firmă din India, are contabilitate. Până la urmă noi muncim, producem și le dăm produs de calitate. Ei până la urmă trebuie să ne plătească, că așa este legal, normal, ca să fie. Ăla e un parteneriat. Cum a spus și colega mea Anca, nu există să facem raport de forță, fiindcă ei, exact ce a spus, dacă nu-ți convine, nu livrezi și te-a tăiat craca. Sunt alții la ușă sau alții au acceptat prețul ăla prostul, numai tu nu poți să-l accepti, de ce la tine nu merge, și ne pune de multe ori, cum am fost eu acum un an, de ferma mea are 40.000 de euro pierdere. Fiindcă stau pe punctul de forță, noi suntem prea slabi, spune să facem cooperative. Ce să facem, frate, cu ele? Că nu suntem niciodată pe picior egal. Fiindcă lângă noi mai sunt 7 care cedează. Degeaba ești unul care te ții băț și ca să vină pe prețurile de producție și să mai pui și tu ceva, nu se pune problema. Eu anul trecut am dat către hipermarket la jumătate de preț. De costul de producție, nu vorbesc de câștiguri. Claudiu, aici, dacă îmi permiți, se poate interveni pe contextul unui contract cadru comercial, de acord comun cu minister, guvern, indiferent, în situațiile astea de criză. Legislația permite, este regulament și este 1308 în pozițiile în care piața este în dificultate. Însă, este numai cuvântul să se vrea. De să știa foarte bine cei care au avizat această directivă europeană, pentru că au cetățenie română, sunt parlamentarii noștri, nu trebuia să admită asemenea lucruri sub nicio formă. Adică trebuiau zero peste tot și trebuia prioritizat produsul autohton. Astăzi, când discutăm, Polonia are la raft produse numai cu etichetă, 99% sunt produse cu etichetă Polonia, Germania are la fel, în Ungaria știm că e aceeași poveste, în Polonia mai bine procentul care se aplică de către retailer este undeva de un 10, 6, 7, până în 10% aplicarea adaosului comercial și atât. Nu urcă ca la noi, când astăzi am văzut la raft roșie la 18 lei, 20 de lei, 19 lei și cred că ea vine undeva de la producător la 10, 12 lei. Și aici este un context, domnul Vlad, care trebuie discutat și cu prețurile, că ei adaugă mai mult decât noi. Livram 1,5 net cost de costul meu, cu ladă cu tot 2,1, iar ei aveau la raft 5,9 sau 5,7. S-a lucrat la a acorda un preț foarte scăzut tuturor producătorilor o perioadă de câțiva ani de zile, în a elimina efectiv producția. Astăzi suntem în situația în care majoritatea producătorilor s-au găsit și joburi. Adică nu mai cultivă suprafața care era acum. A fost în scădere. Suprafața cultivată cu legume, știm foarte bine, a fost și este în scădere. Pentru că au lucrat la acest context, au oferit prețuri proaste să te dezguste să mai cultivi. Tocmai de aceea, astăzi ei vor fi într-o situație în care și-au dimensionat aceste supermarketuri spațiile și personalul,
dar cred că va exista acea criză alimentară de care se tot vehiculează și produsul marfă fizic va fi absent de la raft. Vorbesc de produs autohton în contextul României. Să știți că acest fenomen continuă, adică și acum renunță producători din cooperativă la a mai face, a mai lucra pământul. În fiecare an avem un producător, doi, pe care ne chinuim cumva, ne străduim să îl înlocuim cu alți producători ca să rezistăm. Pentru că unul, doi, cam renunță la agricultură într-un an. Adică păi, falimentează efectiv și își caută un alt. Adică nu li se mai merită. Păi lucrul ăsta, iartă-mă un pic, Claudiu, asta vreau eu să subliniez. Îmi spuneai tu data trecută când ne-am întâlnit la emisiune că ai avut propunere fermă, clară, să mergi în Marea Britanie să lucrezi acolo. Ai fi putut și tu să alegi drumul străinătății sau, mă rog, să-ți găsești un alt job în țară decât să mergi pe 40.000 de euro pierdere în momentul... Dar nu, nu. Asta sau în momentul anului trecut. Domnul Ovidiu, dar nu numai eu am oferta asta. Domnul Vlad știe despre... Eu te-am nominalizat pe tine că știu de la tine. Nu sunt foarte mulți fermieri care sunt curtați. Fermieri buni care au apărut colo, diverse locuri, care nu știu de unde ne-au luat. Exact ca cu securitatea. Când te lua de undeva, chiar n-am înțeles de unde au ajuns la mine. Deci lasă, nu mai investiga, că știu ei cum au ajuns. Da, și e, baza de date e vizuală, datorită media. Cum? Ce te-a spus că produce? Care sunt buni, care oamenii își fac treaba, sunt consacrați acestei lucruri. Problema este cât vom putea să mai rezistăm. Că dacă e vorba și anul ăsta, v-am spus că voi închide ferma, iar este o pierdere foarte mare, fiindcă ferma mea 99% merge pe produse aproape ecologice și bio, cum spunem noi, fiindcă nu mai folosim pesticide, nu mai folosim insecticide, nu mai folosim, aproape mergem numai pe lucruri naturale și ar fi păcat ca omul, în loc să mănânce ceva curat, ceva bun, românul, vine păcălit, cum a fost și cu roșia acum, dar am văzut, ia roșie de Grecia cu 11 lei și o vinde cu 50 de lei, ceea nu mi se pare normal, ia castravetele de la noi cu 9 lei și îl vinde cu 25 de lei, iar nu mi se pare normal, fiindcă ei câștigă de foarte multe ori mai mult decât noi. Sunt practic neloiale, nu avem trasabilitate, mulți dintre ei nu o să plătească niciodată la stat nimic, au un carnet de producător, trebuie să elimine statul, până la urmă nu-și face datoria. Exact asta vreau să-i spun și lui Anca și noastră. Statul nostru, sunt destule legi date, nu numai 331, sunt o grămadă care au fost date, dar niciodată nu s-au aplicat. A fost chemat la ambasade domnii prim-ministru și ministrii agriculturii sau care i-a incomodat a finanțelor și au stat în poziție de drepți, după aia au plecat capul și n-au mai făcut nimic să ne protejeze. Noi ne-au lăsat mereu dăspuiați, cum să spune. În regulă, haideți că l-avem pe domnul George Scarlat, președintele Comisiei de Agricultură din Senatul României, la telefon. Bună seara, domnul Scarlat! Bună seara, domnul Ovidiu, bună seara tuturor invitațiilor dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră de acasă. Eu vă aud destul de încet, poate reușesc cei din regie să mai ridice un pic sunetul, aș vrea să ne facem înțeleși cât mai bine. Până atunci, cred că știți motivul pentru care sunteți alături de noi. Legea aceasta, mult așteptată de fermierii români, dar și de procesatori, a fost promulgată de președintele României. Astăzi este vorba de legea de transpunere a Directivei Europene 633 privind practicile comerciale neloiale, un act normativ care a fost adoptat de Parlamentul României pe data de 14 martie. Cum e legea asta pentru fermieri? Ce avantaje sunt? Știu că într-o postare a dumneavoastră pe pagina de Facebook spuneați că față de forma inițială pe care ați propus-o și a trecut în unanimitate în Comisia de Agricultură din Senat, în Camera Deputaților au mai fost ceva schimbări și modificări. Haideți să le luăm pe rând pentru că sunt mulți telespectatori interesați de acest act normativ, cu atât mai mult invitații mei care sunt producători. Vă rog, domnul Scar. Salut, nu-i cunosc, nu-i știu pe toți acum ce invitații aveți, pentru că am terminat mai târziu la Senat plenul și votul final,
sunt în trafic. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Da, e adevărat, astăzi a fost promulgată de către președintele. Nu se aude, domnul Scarlat, îmi spun și invitații, nici eu nu-l aud. Putem face ceva să-l auzim? Doar dacă mă resună sau asta. Eu vă aud foarte bine. Acum da, e altceva. Mă auziți? Mulțumesc. Eu îl aud acum bine. E în regulă, da? L-auziți, domnul Breazu? Vreau să vă spun... Bună seara! Vreau să vă spun că, într-adevăr, așa cum bine ați spus dumneavoastră, astăzi a fost promulgată legea de către președintele României, Klaus Iohannis, legea de aprobare de transpunerea directivei 633, legea privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar. Cum am mai spus-o la dumneavoastră în emisiune, pentru mine personal, ca și legiuitor pe o perioadă vremelnică, să spun așa, pe o perioadă determinată, a fost unul din obiective. Să nu vreau să mai fiu negativist, așa cum spun mulți colegi de-ai mei din legislativ, dar ar fi putut ca această lege să fie mai completă. Așa cum în postarea mea eu nu prea pun public ceea ce muncim, dar consider că este totuși e un punct de cotitură, e un prim pas, să spun, în normalizarea relațiilor comerciale dintre furnizori și producători. Și când spun furnizor, mă gândesc la toată suflarea sectorului agroalimentar românesc. Producătorul de materii prime, fie că vorbim de sectorul legume, lapte, carne, cât și în special procesatorul, pentru că dintre cei mai mulți care au de suferit sunt și cei care fac produsul finit la raft. Diferențe sunt și îmi pare rău că colegii mei din Parlament, colegii deputați și în special din Comisia de Agricultură din Camera Deputaților, n-au înțeles anumite nuanțe a articolelor din lege așa cum a trecut ea de Senat. Și aș da câteva exemple. La Senat am reușit, pentru că am avut în dezbatere în decursul celor 50 de ore aproximativ de dezbateri în decursul a două luni, împreună cu formele asociative, cu producătorii, să înțeleg exact care este mecanismul în relația comercială cu retailerul. Și am spus, primul lucru, trebuie să rezolvăm problema termenilor de plată. Nu e posibil ca cel puternic și în realitate și cel mai bine finanțat și care găsește surse de finanțare să stea pe cash flow-ul producătorului, fermierului. Și în sensul acesta, termenele de plată au fost stabilite de 14 zile și respectiv 30 de zile pentru produsele proaspete, au fost stabilite de la data recepției. Și am definit recepția ca transferul de proprietate al mărfii la momentul în care la platformă a fost lăsată și recepționată marfa și s-a întocmit avizul și NIR-ul. Deci, în fapt, în 14 zile trebuiau plătit furnizorii pentru produsele lor. Din păcate, o spun încă o dată, mă repet, colegii din cameră au considerat că acest termen de 14 zile și de 30 de zile înseamnă o practică comercială neloială doar atunci când termenul prevăzut în contractul comercial va fi depășit cu mai mult de 14 zile. Păi, să mă ierte Dumnezeu, întotdeauna, de aceea s-a ajuns în tralul Comisiei Europene la această directivă a practicilor comerciale neloiale. România, cred că fiind dată ca exemplu, cred că aici au fost cele mai multe și în continuare sunt aplicate. Și aici, să nu se supere colegii din platou, dar o vină o poartă și producătorul român, pentru că am făcut apel la formele asociative pentru a veni și pentru a susține parte din forma din Senat. Putea, bineînțeles, să fie îmbunătățită în o formă perfectă, dar am văzut cum la un moment dat am fost lăsați aproape singuri colegii din Comisia de Agricultură din Senat, în detrimentul, pentru că ne doream binele sectorului în realitate. Nu vreau să o acuz acum la dumneavoastră în emisiune că sunt anumiți reprezentanți ai formelor asociative care n-au respectat în tocmai, eu știu, realitățile pe care le întâmpină în relațiile de zi cu zi cu partea cu retail. Deci asta ar fi... Domnul Scarlat, îmi cer scuze. Haideți să luăm câteva minute de publicitate. Trebuie să iau o pauză comercială. Ne auzim și ne revedem după această pauză de publicitate și o să continuăm să
discutăm, să dialogăm cu dumneavoastră, dar și cu producătorii, să vedem ce se poate face în forma actuală. Suntem obligați să oferim mediului, numai să luăm din mediu. Mama natură are o limită și, din păcate, cine nu iubește natura și lăcrimez, n-ar trebui să facă agricultură.